Încep să observ tot mai des în jurul meu persoane parcă speriate de faptul că sunt singure, fără relație sau că tânjesc să aibă un partener. Nu văd nimic greșit în a fi singur, mai ales dacă știi foarte bine ce aduci la masă, ce așteptări ai și ce îți dorești cu adevărat de la o relație. În fond, de ce ți-ai irosit timpul doar din dorința de a încerca ceva nou, ca la final să realizezi că nu te potrivești în ecuație, că partenerul nu este potrivit pentru tine sau că ajungi să rănești omul de lângă tine, fără măcar să pornești la drum cu intenția asta? Nu mulți reușesc să facă asta și nu mulți înțeleg cum funcționează singurătatea și cum pot vedea dincolo de definiția inițială a singurătății. Momentul în care nu te implici într-o relație și te concentrezi strict pe propria persoană te ajută enorm să te dezvolți și să te pregătești nu doar pentru o viitoare relație, dar și să-ți dai seama dacă persoana pe care o cunoști poate fi un potențial partener. Vei învăța să citești mai bine oamenii, să vezi acele red flags de care trebuie să știi când să te ferești și să nu-ți irosești timpul. Timpul petrecut cu tine este extrem de important. Dacă știi să fii fericit singur, vei ști să fii fericit și lângă un partener și să nu creezi acea dependență emoțională și fizică care, sincer, este puțin bolnăvicioasă. Viața nu este întotdeauna despre căutarea partenerului potrivit, iar dacă gândești asta, greșești încă de la bun început, pentru că partenerul nu se caută. Partenerul apare când te aștepți mai puțin și simți în fiecare centimetru din corp că el este ales pentru tine. Și nu, nu este nevoie de fluturi în stomac, ci de un mod sănătos și inteligent în care să vă începeți povestea. Greșit este și să alergi în căutarea jumătății tale, pentru că într-o relație trebuie să fii un om complet pentru a nu avea nevoie de validări, pentru a nu avea nesiguranțe, gelozii și alte aspecte toxice pentru o relație de cuplu. Repet, nu cred că este datoria nimănui să ne completeze. Ne completăm singuri și trebuie să învățăm să ne facem fericiți singuri înainte de toate. Până la urmă, fericirea este distorsionată de mindset-ul pe care îl avem și de normele sociale. Dacă te simți în permanență blocat în gânduri de genul voi rămâne singur pentru totdeauna, de ce nu-mi dă mesaj sau oare ce face fostul partener, trebuie să cauți motivul din spatele acestei gândiri și ce declanșează aceste întrebări. Sper că ți-am fost de folos. Pentru mai multe informații te aștept și pe Facebook, Instagram și TikTok.